Bună tuturor, numele meu este Cătălina Ceptureanu, reprezint firma Empire Nails și astăzi am să vă fac un mic tutorial pentru o floare One Stroke cu geluri color. Aici avem un tips pe care l-am dat cu o ojă semipermanentă. Suportul, în caz că vă întrebați, este de la Nicola Bernard. După ce am aplicat culoarea de ojă semipermanentă, acum voi aplica un finish mat și voi polimeriza complet unghiuța. Aveți nevoie de o suprafață mată, în același timp netedă, deoarece nu este suficient doar să mătuiți unghia, pentru că oricât de fin ar fi bufferul pe care îl folosiți, întotdeauna vor exista zgrieturi foarte fine, iar degradeul vostru nu va ieși complet și corect. Am polimerizat finish-ul mat. Și acum o să începem cu realizarea frunzelor. Am pregătit aici verde, puțin galben și alb. Am să-mi iau pe jumătate de pensulă verde și foarte puțin alb. Aveți nevoie de o mănușă pentru a vă realiza degradeurile. Eu folosesc pigmenți UV. Îi găsiți la diverse firme. Cine dorește să știe exact de unde am luat pe aceștia, îmi poate lăsa mesaj pe profilul meu de Facebook. Bun, mi-am realizat degradeul și acum voi începe cu poziționarea frunzelor. Pensula este ușor înclinată, nu o țin perfect verticală. Atunci când am nevoie de culoare, pur și simplu îmi voi lua de pe mănușă. Începem în partea opusă. Când aveți nevoie de culoare, luați de pe mănușă. Faceți câte frunze vreți voi. După ce realizez primul strat de culoare, am să polimerizez 10 secunde în lampa LED și apoi voi veni cu un al doilea strat de culoare care îmi va permite să fac degradeul perfect. Am să-mi realizez petalele, am să polimerizez 10 secunde, după care am să revin cu un al doilea strat de culoare. Așa arată primul strat al frunzelor. Polimerizăm 10 secunde și revenim cu al doilea strat. După ce am aplicat și al doilea strat de culoare pe frunze, am ales un turcoaz închis pe partea mai mare a pensulei. Întotdeauna avem mai multă culoare închisă și mai puțină culoare deschisă. Îmi realizez degradeul acum cu alb, tot pe mănușă, după care voi începe poziționarea petalelor. Fiecare strat al petalelor se polimerizează câte 10 minute în lampa LED, dacă folosiți CCFL sau CCFL-ul este la același timp de polimerizare, iar dacă folosiți lămpi clasice, polimerizați un minut. Pigmenții UV pe care îi folosesc sunt amestecați cu finish fără strat de dispersie. Eu aici am folosit
finish-ul meu Forever Glossy de la Empire Nails. Voi puteți încerca cu ce finish doriți. Bun, mi-am realizat degradeul și acum voi începe poziționarea petalelor. Partea deschisă a degradeului va fi întotdeauna în exterior, pentru ca partea închisă să-mi permită să dau senzația de adâncime. Suprapunem petalele florii peste frunze. Există și posibilitatea de a face întâi floarea și apoi să aplicați frunzele. Mie mi se pare mai dificil, așa că eu fac întâi frunzele. Prima petală. Îmi mai iau culoare. Pensula mea este înclinată, nu o țin verticală. Și practic o șterg. Degradeul trebuie să vă iasă cât mai fin, trecerea dintre culori să nu fie o linie dreaptă. Trebuie să fie într-adevăr un degrade. Eu o să fac o floare cu 5 petale și un boboc. Așa arată primul strat al petalelor. Iar acum voi începe să le întorc, să le ondulez. Se polimerizează tot 10 secunde, tot în lampa LED, după care am să vin și am să vă arăt cum ondulăm petalele, cum le întoarcem. Începem întoarcerea petalelor de unde am început prima petală. Foarte ușor coborâm, urcăm, mai luăm culoare. Și iarăși coborâm. Avantajul lucrului cu pigmenți și nu cu vopsea acrilică este că puteți reveni asupra petalei până când sunteți mulțumite de poziția pe care i-ați conferit-o. Același lucru îl repetăm la toate petalele, răsucind tipsul pe măsură ce continuăm cu petalele. Aplicăm al doilea strat de culoare pe petale, după care vom polimeriza complet timp de 60 de secunde în lampa LED, 2 minute în lampa UV. Dacă vreți, opțional, puteți să conturați cu bleu deschis vârful petalelor. Dacă nu, puteți să le lăsați așa și să sigilați cu finish fără strat de dispersie. După ce am adăugat câteva accente cu alb, am să polimerizez 90 de secunde în lampa LED, apoi am să sigilez cu finish. Folosesc finish-ul Forever Glossy de la Empire Nails by Cătălina Ceptureanu, care este un finish flexibil,
cauciucat și poate fi folosit atât la ojă semipermanentă, cât și la gel sau acril. După ce am aplicat finish-ul într-un strat ușor mai generos, sigilez vârful, lateralele inferioare și întorc degețelul clientei câteva secunde invers pentru a mă asigura că finish-ul se strânge pe centrul unghiuței și nu în laterale. După care am să polimerizez 2 minute. Vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să vă abonați la canal și să dați un like și un share. Pa, pa!